Salutare! Ce facem cu o viță de vie cu conducere caze-nave de anul 5, care a crescut foarte slab? Păi foarte simplu, o tăiem astfel încât să o readucem la anul 4. Ca să înțelegem, așa arată o viță de vie de anul 5 cu conducere caze-nave care este normal dezvoltată și coardele au o grosime corespunzătoare. Și așa arată o viță de vie de anul 5, tot caze-nave, dar care este slab dezvoltată, unde coardele abia au ajuns la al doilea rând de sârme și sunt subțirele. Ambele soiuri au fost plantate în același timp și sunt de fapt același soi, muscat de poloschie, însă vița de vie corect dezvoltată are o tulpină destul de sănătoasă. Pe când cea slab dezvoltată are o tulpină subțirică, însă se poate observa că aici cumva are o nodozitate în zona de altuire și multe zone de uscături. Deci cumva, probabil datorită unei altuiri deficitare, aceasta nu a crescut așa cum trebuie și din acest motiv s-a și dezvoltat destul de slab. Și acum, tăierea de anul 5 pentru conducere caze-nave ar trebui să se facă în felul următor. Pe cordonul din stânga, la fiecare punte de rod, ar trebui să mergem pe coarda cu poziție inferioară, care ideal ar fi să fie în direcția cordonului, adică aceasta, ar trebui să o tăiem la cep de 2 ochi, un ochi pe poziția de creștere, este undeva aici, în spate, încă unul aici și scurtăm. Iar aceasta ar trebui să rămână la cordiță de producție undeva la 4 ochi, 1, 2, 3, 4. Dar ea fiind destul de, slab dezvoltată, noi o vom elimina complet. Lăsăm aici un ciot pentru lemnul de 2 ani, astfel încât să nu ajungă uscătura în cordon. La fel și aici. Aici ar trebui să avem cepul, avem undeva un ochi în această parte jos, în partea din spate, încă unul aici și scurtăm. Aceasta ar trebui să fie coardă de cordiță de producție, noi însă eliminăm. Tăiem în felul următor, razant în felul acesta, astfel încât să rămână lemnul de 2 ani, un mic ciot, tot la fel pentru a evita uscătura să ajungă în cordon. Și aici, la fel, mergem pe cordon, căutăm primul ochi undeva aici jos, încă unul deasupra și tăiem. Iar aceasta o eliminăm aici din carne și a rămas doar un cep. Pentru cordonul din dreapta, la fel. Mergem, urmărim coarda cu poziție inferioară dintre cele două pe puntea de rod și mergem pe ea și căutăm primul ochi în acea direcție. Este undeva aici în spate, încă unul. Și tăiem. Iar aceasta care ar fi trebuit de producție, o eliminăm de aici din carne. La fel și aici, mergem, avem un ochi aici în spate care nu se vede, încă unul aici, am tăiat și pe aceasta o eliminăm. Și în acest caz avem cordița cu poziție inferioară în direcție. Acesta este primul ochi, încă unul aici și tăiem, iar pe aceasta o eliminăm.
Așa arată după tăiere, doar cu cepi, exact ca la tăierea de anul 4. Deși ea este o viță de vie de anul 5 cu conducere cazenave. În acest fel am lăsat lemnul mai puțin ca să-i dăm voie viței de vie să se dezvolte corespunzător. Sper că v-a fost de folos, vă doresc multă sănătate!